Салут, приятень. Салют. Пытаться вам. Пока мы на аэропорт, видишь? Рад. Воу. Тут вами мы на кайшен аэропорт. Да ну Сауди, поти Ирочка со спой мой тари тут у глаз. Suntem în aeroportul din Turcia, Antalya. Antalya, și ca să înțelegeți, trebuia să zburăm de aici, în Chișinău, de la ora 10 și 10 minute. 9 și 10. A, da, 9 și 10 minute. Și acum? 4 ore. Deja 4 ore, prieteni, suntem aici. Și asta este ca un fel de scuză. Dar nu de mult odată. Noi singuri am căutat. Am căutat pe care și cel nu ce bine că în avion nu cunoaștem. Air Anca. Înțelegeți? Air Anca este compania. Nu zburați cu Air Anca, prieteni, că-i Doamne ferește. Să stai tu 4 ore cu copii. Nu se merită să știi. Nu te sus. Mă duc să filmez ecranul și vă arăt că trebuia la 9 și acum tocmai la 1 noapte. 4 ore fără apă, fără mâncare. Pentru că și noi doar nu știam și ne-am luat doar 2-3 sticle cu apă, micuțe așa. Dar noi singuri am căutat, Irăcica, singur. Bine că era o femeie și noi am vorbit turcesc, așa, și am întrebat ce s-a întâmplat, de ce nu dau apă, mâncare. Care este motivul, de ce s-a reținut cu atâta timp avionul? Dar trebuie să s-a reținut cu 40 de minute, dar acum chiar cu 4 ore, asta e culmea. Cu copii mici. Vă dați seama? Avionul nostru care trebuia să ne ducă până aici și ne-am plecat spre Germania. Mă duc sus și vă arăt tabloul acolo. Nu știu dacă se vede. Sus, vedeți? La 21, la ora 9, Chișinău, dar zburăm tocmai la 0050. Și informația, ia ca unde scrie gate info, tocmai la 11.50 a să avem. Nu știu, ui, Doamne ferește. Și cum se numește? Air Anca. Așa, companie nebună. Uitați-vă lumea șede cu mâncare și bine că am fost și am întrebat de mâncare. Da, nimeni nu a dat mâncare, nimeni nu a propus măcar apă, ceva. Noi singuri am fost și am căutat. Noi, ca să înțelegeți, nu avem nici internet. Pentru că aici internet nu este cum este la noi, de exemplu, în aeroportul din Chișinău, în aeroportul din Iași, din București, peste tot este internet gratuit ca să poți să faci legătura cu rudele. Păi, dar noi, de exemplu, ce să facem în cazul nostru? Că noi plecăm spre Chișinău și trebuie să mai plecăm din Chișinău și în orașul nostru. Cum ajungem? Să rămânem în Chișinău toată noaptea sau cum? Și încă nu cunoști limba? Posibil, pentru că da, limba nu o cunoști. Ai ajuns într-o situație în care te-au bucat. Întreabă, prieteni, voi ați avut așa cazuri, ce ați făcut? Putem, eu dacă punem ștampilă? Poate da, înțeles că putem cumva, nu știu dacă e posibil. 100% posibil, însă nu știu dacă e sigură 100% informația, însă am înțeles că dacă se pune în așteptare mai mult de 3 ore și se reține mai mult cu 3 ore, cum la noi în cazul nostru 4 ore, păi atunci noi putem să scoatem măcar 600 de euro din biletele pe care le-am achitat. Adică ar trebui să se întoarcă oarecare sumă de bani înapoi. Pentru că altfel ar trebui să aștepte așa până la infinit. De unde? Cine ne garantează nouă că nu se va mai reține încă pentru ceva timp? Și stăm aici, stăm, nu că nu înghețăm, murim de sete, pentru că nu știam și nu avem destul apă cu noi. Dacă cum destul? Cât? Am avut 4 sticle, că e 0,33. Da, da. La vama nu îți permite mai mult. Nu se dă voie. Și cam asta este. Plus, mie ce nu mi-a plăcut super mult, că nu este internet care ar trebui să fie. Pentru că a fost Wi-Fi free și cât? 15 minute. Jumătate de oră maxim. Dar noi încă n-am știut că e... Noi nu cunoșteam, dar ne-au spus că s-a propus data. Pentru mine asta a fost un șoc total, pentru că eu știu că așa e normal, să fie internet liber. Este o zis, este așa grup pe Facebook, Air Help, unde ajută și trebuie să arătăm ticketul ăsta, biletul cu ștampilă și trebuie să... Da. Că vă voi chipuți pe noi ne așteaptă cineva în Chișinău de la aeroport să ne ia acasă. Fiți așa am spus și eu. 4 ore. Și nici nu poți să-i spui, băi, uite, Cornelia acasă. Internet nu avem. Cum? Cum
emoție, legătura cu orice. E foarte greu. Ca să înțelegeți, deja câte avioane au plecat și noi toți suntem aici ca niște căscați de noi și așteptăm. Poți ce avioane a trecut. Da, dar se vede pe față. Avionul nostru s-a dus în Germania. Și doar adorm, iar se aude ceva și... Da, viem, tu ești obosită, se vede că ești tare obosită și chinuită. Tu tot nu poți să dormi, ci telul. Ce să facem? Hai, așteptăm. Am fost toate lege, este un vlog neprevăzut și nu ne așteptam să fie așa. Noi deja calculam cam când o să fim acasă. Tata zicea că dacă o să fie tot bine, până la ora 2 noapte vom fi deja în oraș. Aha. Deja mă continuăm, deci noi să arătăm oara când am ajuns. Da, da. Bine, prieteni. Era vorba să ne pună ștampile ca să ne întoarcă o parte din bani, dar... Deja stăm pe ăsta cu altul. Dar cum nu mă dă. Bine. Asta este. Și am stat 4 ore. De nu dormeam deja pe scaunele alea. Uitați-vă, prieteni. Ți-i somn, Andruș? Da, Andrieș. Noi am ajuns acasă. Iată, am dovedit, ne-am schimbat, am făcut o baie, cineva a dormit pe drumul, dar cei ce 5, eu nu înțeleg. Și acolo, uitați-vă, prieteni, suntem foarte, foarte obosiți. Andrieș și o plâns atunci acolo, în aeroport. Și Irecica... Nu am stat 4 ore cum am început noi video și am făcut, dar am stat până la urmă 6 ore. S-a amânat avionul nostru cu 4 ore, pe urmă când să trecem control de pașaport, că să ne urcăm în avion, am mai stat o oră, jumate de oameni au dovedit să treacă, jumate ne-au închis ușile în față. Ați văzut bucățica asta la urmă, care până la aceasta, când eu îți spuneam, spune în turcească dacă da. Se întâmplă. Pur și simplu au închis ușile și au plecat. Gata. Jumătate au rămas aici, jumătate stăteau afară, jos, lângă autobuz. Și... După aceea, peste o oră, ne-au dus pe toți în avion și am mai stat încă o oră în avion. Au stâns luminile și mergea 10 metri, se oprea 10 minute. Mergea 10 metri, 10 minute se oprea. Noi am decolat la ora... 20 ceva. Da, tu când m-ai întrebat, i-ai spus că e 20 ceva, noi încă după asta am mai stat. Noi am ajuns la ora 5 și cât? 5? La 5 în Chișinău. 6 ore, da? Da, așa, 6 ore. La 5 în Chișinău am ajuns și iată la 7 jumate am ajuns acasă dimineața. Toți somnoroși, eu n-am dormit deloc încă, nici pe drum, n-am putut. Oamenii sunt indignați, deci facem acest video ca să știți, anume când vă alegeți companiile aeriene, să fiți foarte atenți. Arată compania noastră. A nostru se numește Air Anca. Da, este acolo, arătați mai bine. Nu e asta, asta e care ne-au dus de la hotel înapoi. Aici este, da. Ia. Iată așa se numește. Air Anca. Avionul foarte murdar, e vechi. Nu-i comod, deloc nu-i comod. Hai vechi și... Dar fă-vă curățări în trânsul. Da, nu, erau scaunele de piele, puneai capul, slipea capul de asta de la atâta câți oameni, ei nici nu știerb, nici, eu nu știu. Noi cred că ultima dată zburăm cu Air Anca, numai eu când ați mai avut iată, Air Anca, nu. Și până la urmă totuși știți ce a fost? Iată noi scrim plângeri pe dâns și eu nu știu, de obicei așa spun, dacă 3 ore te ține fără nici o piscină, trebuie să-ți întoarcă acolo sumă de bani. Ce au făcut ei? Ei s-au dus, a făcut, pe noi ne-au lăsat să așteptăm, dar ei repede au zburat, au dus niște oameni până în Germania și au venit înapoi după noi. Noi asta am aflat noi pe urmă. Și când am ajuns noi în Chișinău, ții minte, la 3:50 trebuiau să iei tot avionul nostru, trebuia să iei pe cineva din Antalya și să-i aducă în Chișinău. Care 3:50 dacă noi la ora 5 abia avionul acesta a ajuns în Chișinău? Punem o oră ca că deja au spus că cei de la 3:50 vor zbura la 8:35. Vă dați seama, ia că... Oamenii cum stau, te ia cu 2 ore înainte din hotel, trebuie să fii cu 3 ore înainte la aeroport, 5, și plus mai așteaptă 6, 11 ore. Nu, dar 6 ore tu poți sta în hotel, eu nu înțeleg de ce nu dau voie. 6 ore, clar că poți sta și mai mult, dar 3 ore trebuie să fii înainte de la aeroport, 2 ore te ia de la hotel, ca sunt 5. Și plus 6 noi am stat, iată, 11 ore. Aiurea. Da. Bine, prieteni, am făcut acest video, cred că v-ați fi de folos, știți și voi. Iată, țineți minte, Air Anca. Și fiți atenți să luați cu voi mâncare numai decât da, și apă să aveți. Vedeți că poți rămâi și fără apă, din internet și mai vorbim. Bine, deci pe curând noi ne ducem să ne odihnim, că încă nu am dormit de
La altă seară, spunește. Bine, da. Pe curând, la video următor. Pa, pa, prieteni!